să fac legea Ta, Doamne. M-am supus voinței Tale. Dreptatea Ta nu am ascuns-o. Și am pus-o în inima și pe buzele mele. Tale. Iar adevărul Tău să mă sprijinească, să se bucure toți cei care Te caută și să spună mereu, slăvit este Domnul.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Te rog, Tată, ca ei să fie una, după cum noi suntem una. Aleluia! Hristos s-a înălțat! Astăzi, din nou, Preacurată Fecioară Maria cântă: Sufletul meu îl preamărește pe Domnul, un cântec fără încetare. Astăzi biserica, aducându-și aminte de ce a făcut Maica Domnului, cât ne-a iubit, cântă: Sufletul meu îl preamărește pe Domnul. Surorile noastre, care astăzi celebrează 25 de ani de profesiune, și ele cântă. Sora Felicia Balașc, sora Lenuța Băcăoanu, sora Iuliana Călugăru, sora Simona Ciobanu, sora Felicia Dancă, sora Florentina Ghiuzan, sora Gabriela Grosso, sora Lucica Grosso, sora Liliana Iremia, sora Mihaela Mărândescu, sora Angela Mihoc, sora Ina Pătrașc, sora Monica Toma. Și noi cântăm: Sufletul meu preamărește pe Domnul, pentru tot ceea ce a făcut El pentru noi, ce a făcut prin Maica Domnului, și cântăm Lui, cu Maria, pentru tot ceea ce Dumnezeu a revărsat peste noi și peste biserica noastră. Pentru a celebra acest moment, la care îi amintim într-un gând deosebit și pe tinerii noștri, în anul pregătitor la Sinodul Episcopilor. Și pentru a aminti în acea zi și toate mijloacele cu care noi facem cunoscută Evanghelia, mass media, îl rugăm pe Dumnezeu să primească rugăciunea noastră, cerându-i iertare pentru toate păcatele, spunând: Mărturisesc Lui Dumnezeu atotputernic și vouă, fraților, ca să vă rugați cuvântul cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina. De aceea rog pe Sfânta Cărurea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică.
gloria in excelsis Deo. Să ne rugăm, ascultă cu bunăvoință, Doamne, rugăciunile noastre. Noi credem că Mântuitorul neamului omenesc se află împreună cu tine în mărire. Dă-ne harul să simțim că El rămâne cu noi până la sfârșitul veacurilor, după cum El ne-a făgăduit. El care, fiind Dumnezeu, viețuiește și domnește în unire cu tine și cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Iată, Fecioara va zămisli. Citire din cartea profetului Isaia. În zilele acelea, Domnul i-a vorbit lui Ahaz, zicându-i: cere un semn de la Domnul Dumnezeul tău, fie din adâncul șeolului, fie de deasupra, din înălțim. Ahaz a răspuns: nu voi cere și nu-l voi ispiti pe Domnul. Isaia a zis: ascultați, casă a lui David, este puțin lucru să obosiți pe oameni, că veniți să-l obosiți și pe Dumnezeul meu? De aceea însuși Domnul vă va da un semn. Iată, Fecioara va zămisli și va naște un fiu, căruia îi va pune numele Emanuel, căci cu noi este Dumnezeu. Cuvântul Domnului. Iată vine, Doamne, ca să fac voința ta.
l-am așteptat pe Domnul, iar El s-a plecat spre mine și mi-a ascultat strigătul. El a pus în gura mea un cântec nou, un imn de laudă pentru Dumnezeul nostru. Și ofrandă tu nu dorești, tu mi-ai deschis urechile. Nu cere nici arderi de tot, nici jertfă pentru păcat. Atunci am zis, iată vin. Sulul care ți este scris despre mine, ca să fac voința ta, Dumnezeul meu, aceasta o doresc. Legea ta este în adâncul inimii mele. Este dreptatea ta în adunarea cea mare, nu-mi închid buzele, tu știi lucrul acesta, Doamne. Dreptatea ta în inima mea, ci vorbesc despre fidelitatea și mântuirea ta. Nu am ascuns îndurarea și adevărul tău în adunarea cea mare. A doua lectură din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Ioan. Iubiților, dacă Dumnezeu ne-a iubit astfel, și noi suntem datori să ne iubim unii pe alții. Nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu vreodată. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și iubirea Lui în noi este desăvârșită. Prin aceasta cunoaștem că rămânem în El și El în noi. Ne-a dat din Duhul Său. Iar noi am văzut și dăm mărturie că Tatăl l-a trimis pe Fiul ca Mântuitor al lumii. Oricine mărturisește că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu. Noi am cunoscut și am crezut în iubirea pe care Dumnezeu o are față de noi. Dumnezeu este iubire și cine rămâne în iubire, rămâne în Dumnezeu, iar Dumnezeu rămâne în El. Cuvântul Domnului. Lăsa orfan, spune Domnul, mă duc și voi veni la voi și se va bucura inima voastră. Aleluia!
să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, Iisus, ridicându-și ochii spre cer, s-a rugat zicând: Tată Sfânt, păstrează-i în numele Tău pe care mi l-ai dat, ca ei să fie una ca și noi. Cât timp am fost cu ei, eu i-am păstrat în numele Tău pe care mi l-ai dat și i-am păzit și nimeni dintre ei nu s-a pierdut, în afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Acum însă vin la tine și spun acestea în lume, ca să aibă bucuria mea deplină în ei. Eu le-am dat cuvântul tău, iar lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, așa cum eu nu sunt din lume. Nu te rog ca să iei din lume, ci ca să-i păzești de cel rău. Ei sunt în lume, așa cum eu, ei nu sunt din lume, așa cum eu nu sunt din lume. Consacră-i în adevăr, cuvântul tău este adevăr. După cum m-ai trimis pe mine în lume, și eu îi trimit pe ei în lume, și pentru ei mă consacru pe mine însumi, ca și ei să fie consacrați în adevăr. Cuvântul Domnului. Hristos s-a înălțat. Preasfințite cucernici părinți, dragi surori, dragi tineri, iubiți credincioși. Ziua de astăzi este importantă pentru trei motive. E duminica a șaptea din timpul Paștelui. E duminica care se află între Înălțare și Rusalii. Și această duminică este caracterizată de rugăciune și de așteptare. După ce Iisus s-a înălțat la cer, ucenicii, ne spune Cartea Faptele Apostolilor, împreună cu alții, în jur de 120 de persoane, s-au adunat într-un loc și se rugau și îl așteptau pe Duhul Sfânt să coboare. El fusese promis de către Iisus. Despre rugăciune ne vorbește și Evanghelia. Iisus e la cina acea de taină și acolo le vorbește pentru ultima dată apostolilor și se roagă. Se roagă Mântuitorul pentru ce? După cum am auzit în Evanghelie, se roagă pentru ucenici, pentru aceia care l-au urmat, care au răspuns chemării, ca să fie păstrați în credință pentru a fi una. Apoi se roagă să fie păziți de rău. Și în al treilea rând, se roagă să fie consfințiți în adevăr, adică să trăiască în sfințenia pe care Dumnezeu o dorește. Auzind Evanghelia,
surprind într-un mod deosebit cuvintele: nu te rog să-i scoți din lume, ci să-i păzești de rău. Ei sunt din lume, ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Cum adică să fii în lume, dar să nu fii al lumii? Să trăiești în lumea aceasta și să mergi drept. Ce-ar putea să-ți schimbe valorile? Ce-ar putea să te întoarcă? Cum ar putea lumea să intre în inima ta și să-ți influențeze deciziile? Cu siguranță că avem nevoie să nu lăsăm ca lumea să intre în noi. Și vine al doilea eveniment de astăzi, care ne răspunde la astfel de întrebări. Ziua comunicațiilor sociale. O zi în care ar trebui să ne gândim ce anume citim și cum ne influențează lecturile pe care le avem viața noastră. Ce vedem? Ce privim la televizor, pe internet? Și cum ne influențează aceste mijloace viața, viața spirituală? Ce ascultăm? Ce muzică ascultăm? Ce știri ascultăm? Nu este ciudat oare că lăcrimăm adesea în fața televizorului sau la un film, dar nu ne mai impresionează durerea celui de lângă noi? Nu-i ciudat că avem și vorbim cu mulți prieteni pe Facebook, pe alte rețele de socializare, dar nu-i știm pe vecinii noștri? Și greu ne facem timp să stăm cu mama sau cu tatăl, care sunt în vârstă. Nu-i ciudat că mereu cunoaștem multe amănunte din viața vedetelor, din viața sportivilor, dar știm tot mai puțin din Evanghelie. Paradoxuri. Nu-i ciudat oare că admirăm natura prin programele de la televizor sau prin imaginele postate pe internet și nu vedem că afară au înflorit salcâmii și stau să înflorească tei și nu vedem florile în realitate? Scriem o mulțime de mesaje pe e-mail, SMS-uri, pe WhatsApp, dar atât de puțin scriem despre bucuria de a fi cu Hristos. Nu-i ciudat că avem impresia că astăzi comunicăm mai mult. Avem opțiuni cu minute nelimitate, dar în realitate comunicăm tot mai puțin cu lumea reală și ne simțim tot mai singuri. E bine, ziua aceasta, ziua presei, a comunicațiilor sociale, vine să ne întrebe: noi cum folosim mijloacele de comunicare? Nu cumva lumea intră în noi prin aceste mijloace? Puteți să verificați arhiva dumneavoastră de e-mail-uri sau mesajele de pe telefon. De câte ori apar, de exemplu, cuvintele Dumnezeu, Mântuitor, Hristos, Biserică, Cer? Dacă nu apar, înseamnă că e o problemă cu folosirea acestor mijloace. Și tocmai aceste lucruri îl făcea pe Ioan Paul al II-lea odinioară să spună, să se întrebe mai precis: în mulțimea de imagini care trec prin fața noastră, își mai găsește loc imaginea lui Hristos? În mulțimea de mesaje pe care le primim și pe care le transmitem, mai au loc mesajele creștine? Vedeți, mesajul de anul acesta pe care Sfântul Părinte Papa Francisc l-a dat ne vorbește despre știrile false.
Și Papa răspunde la câteva întrebări. Cum se face că știrile false se răspândesc tot mai mult și ne influențează viața? Cum am putea să le oprim? Odată cineva de la bancă a fost întrebat cum recunoaște banii falși. Și răspunsul lui a fost simplu. Îi studiez cu multă atenție pe cei adevărați. Și după ce îi știu bine pe cei adevărați, îi recunosc cu ușurință pe cei falși. Cum recunoaștem mesajele care nu ne zidesc, care nu ne înalță? Simplu. Studiind mult mesajele care ne înalță, privind imagini care ne zidesc, emisiuni care ne întăresc, citind lecturi creștine, reviste creștine. Așa vom sta departe de influența mesajelor care ne coboară. Ziua comunicațiilor sociale. În același timp, în fața dumneavoastră sunt 13 surori care împlinesc 25 de ani de viață consacrată. Ce am putea să le spunem? Ce mesaj ne transmit ele? În cartea Deuteronomului, la un moment dat, după ce poporul ales ajunge în țara promisă, Moise li se adresează spunându-le: amintește-ți de tot drumul pe care Domnul Dumnezeul tău te-a făcut, să-l străbați timp de 40 de ani în pustiu. Amintește-ți de tot drumul. Ce trebuiau să-și amintească ei? Trebuiau să-și amintească de momentele în care Dumnezeu a fost cu ei, de mana din pustiu, de modul cum i-a hrănit Dumnezeu, de apa din stâncă, de stâlpul de foc care i-a călăuzit pe drumul pustiului. Trebuiau să-și amintească și de momentele în care s-au răzvrătit. Și de ce era important să-și amintească de tot drumul? Amintește-ți de tot drumul. Pentru că amintindu-și cum Dumnezeu a fost cu ei 40 de ani, ei puteau să fie întăriți, să meargă mai departe. Era o speranță pentru ei. Dacă Dumnezeu ne-a călăuzit 40 de ani, cu siguranță va fi cu noi și de acum. 25 de ani, nu sunt 40. Dar cuvântul este același. Amintește-ți de tot drumul pe care l-ai străbătut până acum. Și de ce anume să ne amintim la 25 de ani de viață consacrată? Să ne amintim de chemare. Că fiecare dintre noi avem istoria noastră. Aveți istoria chemării voastre. Când Dumnezeu și-a plecat ochii spre voi și v-a chemat. V-a chemat la o slujire deosebită. Și pentru aceasta îi mulțumiți astăzi. Vă amintiți de tot drumul și vă amintiți într-un mod deosebit că Dumnezeu a fost cu voi în cei 25 de ani și v-a întărit în zilele pe care le-ați trăit. Vă amintiți de slujire, de misiunea pe care ați primit-o. Vă amintiți și mulțumiți lui Dumnezeu că prin voi cuvântul a ajuns mai departe. Și astăzi îmi amintesc cum într-un sat a fost întrebat un bătrân: ce-și amintește de unica soră care era, unica măicuță care era în satul acela, care fusese odinioară? Omul mergea acum des la biserică și el a spus: ce să-mi amintesc? Îmi amintesc că era după 49, toate măicuțile au fost trimise acasă și îmi amintesc cum într-o zi a venit la mama care era bolnavă la pat. În curte eram eu, adolescent atunci. S-a apropiat de mine și cu cuvinte calde mi-a zis: Antoane,
Tu ai nevoie de Dumnezeu. Mergi la liturghie. Nu uita, ai nevoie de Dumnezeu. Apoi am intrat cu ea în casă. S-a așezat pe patul mamei, am înghiat-o, i-a vorbit, a lăcrimat și s-a rugat cu ea. Atât. Apoi a plecat. Cuvintele ei și gestul ei mi-au rămas adânc imprimate în inimă și azi îmi amintesc cuvintele acelea. Ai nevoie de Dumnezeu, mergi la liturghie. Și așa am prins drag de liturghie și l-am descoperit pe Mântuitorul mai mult. Azi îi mulțumiți lui Dumnezeu pentru că prin slujirea voastră cuvântul a ajuns mai departe. Azi vă amintiți de tot drumul străbătut până acum, de harurile și de binecuvântările pe care le-ați primit în acești 25 de ani. Aminteșteți de tot drumul. Vă amintiți și de momentele în care poate nu ați corespuns harului și pentru acestea îi cereți iertare. E un poet, Teodor Pâcă, care are niște versuri puțin adaptate, ultima strofă ar suna așa: pe unde ne-ai trimis a fost și bine, și rău a fost pe drumul străbătut, dar tot ce-ai scris să facem, am făcut și nu te-a dat niciuna de rușine. Acum ne-am întors cu toții, ne iartă, ce altă slujbă ne așteaptă, Tată? Duminica 7 din timpul pascal. Aș dori, gândindu-ne la aceste evenimente care marchează ziua de azi, să ne aprindem dorul după rugăciune, dorul după cer, dorul de a-L urma mai îndeaproape pe Mântuitorul, să ne aprindem dorul după lecturi sfinte, după lecturi care ne zidesc, după muzică care ne înalță, să ne aprindem dorul după mesajele care într-adevăr ne conduc spre o lume mai sus. Dorul de a fi mai bun, de a fi mai sfinți. Sfântul Părinte încheie mesajul pentru Ziua Comunicațiilor Sociale cu o rugăciune inspirată din spiritualitatea franciscană. Doamne, fă din noi instrumente ale păcii Tale. Fă să recunoaștem răul care se strecoară într-o comunicare care nu creează comuniune. Fă-ne capabil să eliminăm o travă din judecățile noastre. Ajută-ne să vorbim despre alții ca despre frați și surori. Tu ești fidel și vrednic de încredere. Fă ca vorbele noastre să fie semințe de bine pentru lume. Unde este zgomot, fă să practicăm ascultarea. Unde este învălmășeală, fă să inspirăm armonie. Unde este ambiguitate, fă să aducem claritate. Unde este agresivitate, fă să aducem respect. Și unde este falsitate, fă să aducem adevăr. Amin. La mulți ani și Hristos s-a înălțat. În atmosfera mesajului din textele sfinte, la chemarea Părintelui Cornel
de a ne ruga, de a avea speranță, de a fi vestitori ai cuvântului, al iubirii. Acum, dragi surori, a venit momentul să vă reînnoiți fidelitatea voastră, făgăduințele voastre, de a-L urma pe Hristos fără încetare și cu bucurie. De aceea ne rugăm, privește cu bunătate, Doamne, la aceste fiice ale Tale, pe care în providența Ta Tu le-ai chemat la perfecțiunea evanghelică pentru a-L urma pe Hristos mai de aproape. Ajută-le să urmeze cu o dăruire generoasă și statornică drumul pe care l-au străbătut. Au pornit cu atâta entuziasm. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Așa mărturisim credința noastră cu toții împreună, spunând, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de noi. Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul procede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ceva. Fraților preiubiți, dragi surori, încrezători în mijlocirea prea fericitei Fecioare Maria, Maica lui Dumnezeu și Maica Bisericii, să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul ei, cerând îndurarea și ajutor pentru toate persoanele consacrate, pentru toți tinerii și pentru întreaga lume. Pentru Sfântul Părinte Francisc, pentru episcopii noștri Petru și Aurel, pentru toți cei care în biserică au menirea de a conduce. Domnul să-i asiste mereu cu Duhul Său Sfânt, să-i lumineze și să-i inspire ca în toate deciziile să reflecte Sfânta voința Sa. Să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Pentru persoanele consacrate, chemate de Domnul,
să-L urmeze prin dăruire și iubire dezinteresată, ca să corespundă cu fidelitate și curaj la darul Duhului Sfânt. Să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Pentru noi, surorile jubiliante, primește acest 25 de ani de slujirea noastră ca pe o jertfă de laudă plăcută ție și ajută-ne să te putem urma pe drumul slujirii până la sfârșitul vieții noastre cu aceeași dăruire și credință. Să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Pentru toate surorile, primește daul nostru ca pe un semn al dăruirii și al iubirii noastre și ajută-ne să rămânem fidele chemării tale la această viață de slujire la care dorești să ne faci părtașe. Să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Pentru tinerii și tinerele zilelor noastre, care sunt în căutarea sensului vieții, luminează-i, Doamne, cu lumina Duhului Sfânt, pentru ca să poată urma drumul pe care Tu l-ai pregătit pentru ei. Să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Pentru toate familiile din comunitatea noastră și din lumea întreagă, mai ales pentru acelea care trec prin momente de dificultate, binecuvântează-le și păstrează-le în unitate și armonie până la sfârșit. Să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Pentru unitatea celor care cred, pentru ca Preasfânta Trăime, model de comuniune de persoane, să ne învețe pe noi toți gratuitatea și frumusețea relației interpersonale, iar viața consacrată să fie în lume semn, mărturie și germen de viață fraternă și colaborare spre mântuirea tuturor. Să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Pentru cei răposați, fii îndurător cu sufletele surorilor institutului nostru, care au pășit pragul acestei vieți, a părinților noștri răposați și a tuturor răposaților, și primește-le în patria ta cerească, unde să se bucure cu toți sfinții de vederea feței tale. Să ne rugăm! Te rugăm, ascult! Ascultă, Părinte Sfânt, cererile pe care ți le adresăm și primește-le din iubire față de Fiul tău, Iisus Hristos, prin mijlocirea și ajutorul Maicii Domnului, căci El ni se descoperă drept fratele și mântuitorul nostru, care viețuiește și domnește în toți vecii vecilor. Amin. Oh.
m-ai vizitat, lacrima tristă tu mi-ai șters. Rugați-vă, fraților, pentru că jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Primește, Doamne, rugăciunile credincioșilor Tăi împreună cu darurile pe care ți le oferim, pentru ca, îndeplinindu-ne cu iubire aceste îndatoriri de fii ai Tăi, să putem ajunge la mântuirea cerească prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, prin Domnul nostru Iisus Hristos, El după învierea s-a arătat în chip văzut tuturor ucenicilor Săi, și în văzul lor s-a înălțat la ceruri, ca să fim și noi pătași ai Dumnezeirii Sale. De aceea, întreaga omenire, mărturisind adevărul învierii, tresaltă de bucurie. Împreună cu puterile cerești și corurile de îngeri, cântăm și noi imnul măririi Tale, zicând fără încetare.
adevărat sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roada Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, ți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Dumneavoastră porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește de pace în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare,
așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale. Binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericit cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic, dar spune numai un cuvânt, se va tămâni.
ești Părinte prea iubit. Nu te cunoșteam, dar iată acum aud a ta chemare. Privit la smerenia slujitoarei sale, iată de acum toate popoarele mă vor numi fericită, căci mi-a făcut lucruri mari cel atotputernic și numele Lui e sfânt. Cei ce se tem de El, a arătat puterea brațului Său, i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimilor. Jos de pe tron pe cei puternici și i-a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi i-a copleșit cu bunuri, iar pe cei bogați i-a lăsat cu mâinile goale. Sprijinit pe Israel slujitorul Său, a
amintindu-și de îndurarea sa, după cum a promis părinților noștri, lui Abraham și urmașilor lui în veci. Și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să ne rugăm. Dumnezeule, ascultă-ne și dă-ne încrederea neclintită că prin aceste taine preasfinte întregul trup al bisericii va ajunge la gloria la care a ajuns Hristos capul său, prin Hristos Domnul nostru. Rețin atenția doar puțin cu câteva anunțuri. Așadar, astăzi, fiind a 52-a zi mondială a comunicațiilor sociale și totodată ziua presei la nivel diocezan, colecta, ofertele dumneavoastră de la colectă sunt destinate tocmai pentru susținerea publicațiilor religioase, drept pentru care vă mulțumim. Joi, 17 mai, cu ocazia aniversarului beatificării episcopului nostru martir Anton Durcovici, se va organiza un simpozion care va începe la ora 16:30 în aula de la subsolul catedralei și se va încheia cu liturghia pontificală de la ora 18:30. Duminica viitoare, cum bine știm, este solemnitatea Rusaliilor, coborârea Duhului Sfânt, sărbătoare care încheie timpul liturgic al timpului pascal. Tinerii, sâmbătă seara, în ajunul sărbătorii, după Sfânta Liturghie, vor organiza o veghere de rugăciune ca pregătire pentru această solemnitate. Vă așteptăm să participați și dumneavoastră, care veți putea, cu drag. În ultima duminică din luna mai, pe 27, îi vom însoți pe copiii care s-au pregătit pentru întâia împărtășanie în cea mai frumoasă zi din viața lor de până acum. Bucură-te, tu, cea plină de har, a vestit Îngerul Mariei. Bucurați-vă, le-a spus Iisus, femeilor care l-au căutat la mormânt. Bucurați-vă mereu în Domnul, a repetat apostolul neamurilor. Bucurați-vă. Mereu bucurați-vă, ne-a spus și ne spune Biserica, bucurați-vă, ne spune actualul Sfânt Părinte Papa Francisc. Mersurori jubilante, dragi persoane consacrate, Sfințile voastre, părinți concelebranți, dragi tineri și tinere, dragi credincioși, uniți cu noi prin intermediul internet. Acesta este îndeamnul pe care Biserica ne-l face ori de câte ori ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu.
Și acesta este și îndemnul nostru în această zi. Sărbătorile trebuie să înalță sufletul la Dumnezeu și să-L facă să fie plin de nou curaj și speranță. Mă bucur să vă spun că o asemenea zi, și nu numai, trebuie să vă umple mereu inima de bucurie pe care să o manifestați în exterior. Nici nu se poate altfel. Ne spune Sfântul Părinte să fii creștin, persoană consacrată sau preot, fără să te bucuri. Bucuria este un dar al Duhului Sfânt pe care trebuie să-l purtăm mereu în suflet. Mi-a fost dat să particip la Sinodul Episcopilor din 1992, dedicat surorilor vieții consacrate. Spuneam și altă dată, au vorbit mulți, dar o soră a vorbit scurt și cel mai frumos, așa încât aula al șaselea a continuat mult timp să audă aplauzele episcopilor prezenți. Ce spunea această soră? Am peste 30 de ani de când lucrez în misiuni în extremul Orient și mă simt fericită. Și am fost și vreau să rămân mereu fericită că am ales o asemenea vocație. Acest lucru trebuie să se vadă pe fața celor care simt vocații. Acest lucru trebuie să-l învețe toți, și preoți, și persoane consacrate. Iar în acest an și tinerii, într-un chip deosebit, invitați de Sfântul Părinte să își aleagă o vocație care să le îmbucure inima lor și inimile tuturor celor din jur. Sigur că ar fi multe de spus. Vreau totuși să vă duc în amintire un caz pe care Bruno Ferrero îl prezintă ca o experiență cuiva care a mers într-o mănăstire și a văzut o soră din India, la Roma. Mereu veselă, mereu dispusă, mereu fericită, mereu bucuroasă. Sigur, s-a apropiat de ea și a întrebat-o care e motivul aceștei bucurii. Și sora a început să zâmbească. Motivul meu e simplu. Sunt îndrăgostită, înamorată, înamorată de Gesù. Vorbea bine limba italiană. M-am îndrăgostit de El și El este bucuria mea continuă. Și pe El vreau să-L întâlnesc în orice clipă. Sunt fericită căci mă întâlnesc cu Cel pe care îl iubește inima mea toată. Așa se explică de ce, rog să mă iertați că mai insist, Maica Tereza de Calcuta, Sfânta Tereza de Calcuta, le vorbea tuturor celor care veneau la ea în India să-i asculte cuvântul, îndemnându-i la un singur lucru, bucurați-vă, zâmbiți, zâmbiți celor care le vorbiți, soțul, soției, părinții copiilor, copiii părinților, zâmbiți în fața celor pe care îi întâlniți, voi, familii, voi, soț și soții. Și unul dintre cei care a auzit astfel de cuvinte a întrebat-o pe Maica Tereza pe vremea aceea, dar dumneavoastră sunteți căsătorită? Ca să
le spuneți celor ce sunt căsătoriți să zâmbească? A stat un picuț Maica Tereza și a spus, da, sunt căsătorită. Am ales un mire, l-am ales pe Dumnezeu, mirele sufletului meu. Și de aceea simt nevoia să exprim mereu, prin vorbele mele și prin viața mea, bucuria, să zâmbesc. De aceea vă îndemn să zâmbiți mereu, să fiți fericiți și fericite. Dragi și surori jubilante, sigur că am auzit astăzi mai multe lucruri aici, îndemnuri, vă fac și eu acest îndemn. Când vezi o persoană consacrată, trebuie să vezi fericirea pe fața ei, zâmbetul pe fața ei. Preoți sau persoane consacrate, mereu, pentru că în inima trebuie să fie neapărat, cum spunea și părintele la predică, trebuie să fie imaginea lui Dumnezeu în tot ceea ce priviți, faceți sau întâlniți. Zâmbiți. Este expresia cea mai frumoasă a bucuriei. Acum, la 25 de ani, mai târziu, la alți ani, 50, și toată viața. Pentru că o persoană care l-a ales pe Dumnezeu, pe care să-și îndrepte mereu gândul, trebuie să știe că Dumnezeu este iubire. Că Dumnezeu privește la noi chiar și atunci când suntem greșitori, privește cu infinită iubire. Pentru aceasta a venit Hristos și Maica Sfântă ne este un adevărat model. Nu uitați, priviți în trecut cu gând frumos spre viitor. Bucurați-vă, căci acesta este idealul vostru și bucuria voastră și fericirea voastră. Aceea vă dorim să aveți cu adevărat astăzi și voi, cele care aveți 25 de ani, dar și toate celelalte persoane consacrate, ca și noi preoții, acest sentiment al fericirii, că îl găsim și îl căutăm mereu pe Dumnezeu, autorul bucuriei și al speranței. Vă dorim și eu și ceilalți părinți care au venit astăzi aici să participe la sărbătoarea voastră, să fiți pline de bucurie, fericite, acum și în următorii ani. Și sigur că vă dorim să aveți mulți ani de fericire aici și în veșnicie, fără limită. Sfântul Părinte, iată la bucuria voastră, ia și el parte cu un mesaj, cu o împărțire unei binecuvântări. Sigur că el împarte binecuvântare cu mare inimă, largă inimă, față de toți și față de voi astăzi, aici în sărbătoare. Așadar, Sfântul Părinte Papa Francisc împarte din inimă binecuvântarea apostolică dorită surorilor în ocazia celor 25 de ani de profesiune religioasă și invocă revărsare de daruri și bucurii cerești și o maternă protecție din partea Maicii Domnului Fecioara Maria. 25 martie 2018. Tuturor surorilor pe care le vom chema și le vom înmâna această binecuvântare a Papei pe care o vom exprima la sfârșit. La mulți ani de la Sfântul Părinte, la mulți ani de la noi, vouă, dragi surori!
Patrașcu. Să ne bucurie. Doamne ajută. Oma. Doamna Felicia Dancă. Florentina Ghiuzan. Sora Liliana. Sora Felicia Balas. Sora Simona Ciuban. Sora Micaela Mărândes. Sora Gabriela Groș. Sora Iuliana Calugă. Sora Lucica Groș. Angela Mihoc. Sper să fiu foarte scurtă. Excelența voastră, preacucernici părinți, dragi surori, dragi tineri, iubiți credincioși, ne bucurăm că celebrarea celor 25 de ani de viață consacrată are loc într-o sărbătoare a Maicii Domnului, modelul nostru de slujire, 13 mai, apariția Sfintei Fecioare Maria la Fatima. Dăruirea de sine făcută de Maria lui Dumnezeu ne invită și pe noi la reînnoirea dăruirii de noi înșine Domnului. Am înțeles din lectura a doua că Dumnezeu este iubire și cine rămâne în iubire, rămâne în Dumnezeu, iar Dumnezeu rămâne în El. Acum, la acest aniversar, ne gândim la toate harurile și binecuvântările cu care Dumnezeu ne-a copleșit în acești 25 de ani. Îi mulțumim Domnului pentru bucuria pe care ne-a dat-o de a-i sluji Lui și bisericii sale. Această slujire nu era posibilă sau nu dădea roade dacă nu eram susținute de cei pe care Domnul i-a orânduit. De aceea, mulțumirile noastre le îndreptăm spre Preasfințitul Petru Gheorghel, aici de față, spre Preasfințitul Aurel Percă și spre toți cei care ne-au susținut din plin în drumul nostru. Se cuvine să aducem mulțumire preoților prezenți, superioare generale, surorilor, părinților, rudelor, credincioșilor, corului și tuturor celor care s-au implicat ca această sărbătoare să fie cât mai frumoasă. Le mulțumim credincioșilor care s-au rugat și se roagă pentru noi. Dorim și pe mai departe să urmăm pe Maria, care este model de rugăciune și slujire. Îl rugăm pe Hristos, dătătorul tuturor harurilor, să ne ajute în continuare în drumul nostru, iar pe toți cei care ne stau alături, să-i răsplătească pentru ca, la sfârșit, să primească cununa care nu se vestezește. Spunem acum să primim binecuvântarea și a Sfântului Părinte și a noastră la această încheiere a celebrării Sfintei Liturghii și a Jubileului. Domnul să fie cu voi! Dumnezeu care în bunătatea sa a voit să răscumpere neamul omenesc
prin întruparea Fiului Său din Sfânta Fecioară Maria, să reverse cu belșugare asupra voastră binecuvântarea Sa. Să vă însoțească pururea și pretutinde în ocrutirea Fecioarei Maria, prin care l-ați primit pe Dătătorul vieții. Voi care v-ați adunat astăzi cu pietate pentru a celebra sărbătoarea ei, să duceți cu voi darurile bucuriei spirituale și ale fericirii cerești. Amin. Și binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh să coboare asupra voastră și să rămână pururea cu voi. S-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim.